autobuze, pe avioane și uită că marea plăcere că să rămână asta, mirosul generii de tipar. Mulți se sperie când văd ce mare sunt în studiul lui Bob. Da. Asta e acum s-au mai liniștit și cu studiile mele istorice, unde e prea multă aglomerare de note. Și acum ceea ce mă bucură, m-a spus și Bejan, care e medievistul Trișoare, m-a spus și Nelu Hațegan, domnule, este foarte bine că aleargă studenții să-ți verifice, zice, biografia și pagini. Da, tot e ceva. E bine și așa. Legat de aceste proiecte ale mele în care, sigur, e și nu e utopie. Mi-am propus să construiesc eseuri despre poeții, prozatorii și oamenii de cultură ai Banatului. Așa se întâmplă că am finalizat. Mulțumim. Și un eseu legat de poezia Adrianei Weiner. Ea știe, da, mulțumim, mulțumesc din suflet. Dar sunt acele roade ale muncii mele care așteaptă suportul financiar. Până la urmă, cred că tot banii mei, ori salariul, încă salariul sau... Eu vă dau o soluție. Pensia și pensiile. Cartea lui Bota despre mine am plătit-o eu, deci vă rog. Care vreți că plătești cartea. Caută-ți pauză. Caută-ți pauză. Să înțeleg că domnul Deleanu și-a cumpărat cartea asta. Da, da, da. Mi-ar nu în sensul aș... peiorativ. Da, da. Nu. Așa, haideți. Domnul Sărbu. E o cunoștință destul de veche, la fel ca și domnul Cerciu, prin textele pe care le citeam, mai ales în foile acelui utopian într-o vreme, așa îl numeam, dar e într-o situație în care, nu l-aș mai numi astfel, Nicolae Danciu Petnicianu, când ne elogiază, știți foarte bine, ne zugrăvește în tifelul de ultimul răgnet, când ne înjură, tot așa răgnind. Dar eu deja m-am obișnuit. Problema polemicii cu mine este asta, că eu de vreo două decenii îi tot solicit să aducă la Teatrul Oraviței fotografii pe care le-a luat mințindu-l pe fie tatăl Nicu Domnului.